această după masă, o să abordăm cu voia Domnului împreună o altă temă, cele din categoria tinerii creștini le-am epuizat, eventual o să se mai facă ceva duminică seara. În această seară o lecție dintr-o tematică mai veche, am făcut noi din când în când câte o lecție din tematica proroci și prorocii. Și în adins le-am lăsat să mai facem câte una la anumite intervale, socotind că este un domeniu la care trebuie să ne reciclăm din când în când sau chiar să ne educăm corect. Și pentru această seară ne vom opri la Cartea I a Împăraților, capitolul 13, unde este un caz cunoscut. În același capitol figurează doi proroci. Vom aborda mai întâi o privire scurtă a evenimentelor ca să ne le reamintim să fie proaspete în memorie, iar apoi o să privim la câteva principii care rezultă de acolo. Principii care sunt necesare pentru a putea interpreta și pentru a ne putea raporta corect la lucrarea aceasta de prorocie. Aici, în 1 Împărați, capitolul 13, scrie în versetul 1 că era un om al lui Dumnezeu, așa este numit primul proroc. Dar rețineți, versetul 11, în Betel locuia un proroc bătrân. Și el însuși spune, versetul 18, și eu sunt proroc ca tine. Dar nu este numit și acesta omului Dumnezeu. Prorocii erau numiți omului Dumnezeu pentru că un proroc nici n-ar putea să fie proroc bun dacă nu este omului Dumnezeu. Cum să fii purtătorul de cuvânt al unui conducător dacă tu nu ești omul lui? Domnul Iisus spunea în Matei, capitolul 7, versetele 16 și 17, păziți-vă de prorocii mincinoși. Continuând că să afirme că pomul îl cunoști după roade. Deci un proroc bun, cum scrie și aici, este și omul lui Dumnezeu. Pot să fie și alții proroci și pot să prorocească. Dar dacă nu este un proroc adevărat, în care poți să ai încredere, nu este omul lui Dumnezeu. Și chiar când se vor finaliza lucrurile și va începe împărăția, spunea Domnul Iisus acolo în continuare, în Matei 7, că vor spune unii, Doamne, noi am prorocit. Dar au fost proroci care nu sunt oamenii lui Dumnezeu. Apoi, acești proroci de aici, nici unul, nici altul nu sunt nominalizați, nu știm cum i-a chemat. Cred că întotdeauna și oriunde Dumnezeu a avut nevoie de proroci, dar după cum în univers și în oștirea cerurilor sunt doar câțiva arhangeli și în mod sigur mai puțin heruvim care sunt de grad mai mare față de îngeri care sunt un grad mai mic, la fel cred că și în plan pământesc. Nu întotdeauna Dumnezeu a avut oameni ai săi proroci mari. Sunt proroci ca Moise, ca Elie, ca Elisei, oameni mari. Dar tot timpul au fost mai mulți, mai mărunți. Și spunea Apostolul Pavel în Roman, capitolul 12, că este o măsură. Și la unul este dat o măsură mai mare, la alții măsuri mai mici. 12:3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință, că prorocia se face în măsura credinței, pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Deci, rețineți ca introducere, prorocii adevărați sunt oamenii lui Dumnezeu, dar oamenii lui Dumnezeu sunt pe diferite măsuri. Puțin sunt mari,
și sunt mai mulți, mai mici. Dar sunt al lui Dumnezeu. Care să ai lui? Întorcându-ne la 1 Împărați 13, citim de la versetul 1 despre prorocul din Iuda, trimis în Israel cu un mesaj, cu o prorocie care avea un semn și el însuși avea un consemn, adică o condiție pe care trebuia să o respecte. Citim de la 1. Dar iată că un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, trimis de cuvântul Domnului. Tocmai pe când stătea Ieroboam împăratul, la altar s-a ardă tămâie. El a strigat împotriva altarului, după cuvântul Domnului, și a zis: altarule, altarule, așa vorbește Domnul, iată că se va naște un fiu casei lui David, numele lui va fi Iosia. El va junghea pe tine pe preoții înălțimilor, care ard tămâie pe tine, și pe tine se vor arde o seminte omenește. Prorocie care mai târziu s-a împlinit. Și în aceeași zi a dat un semn, zicând: acesta este semnul care arată că Domnul a vorbit. Altarul se va despica și cenușa de pe el se va vărsa. Versul 5. Împlinirea semnului. Altarul s-a despicat și cenușa de pe el s-a vărsat, după semnul pe care îl dăduse omului Dumnezeu, potrivit cu cuvântul Domnului. Și de la versetul 7, consemnului, condiția. Împăratul a zis omului Dumnezeu: intră cu mine în casă, să iei ceva de mâncare și îți voi da un dar. Omului Dumnezeu a zis împăratului: jumătate din casa ta să-mi dai și n-aș intra cu tine. Nu voi mânca pâine și nu voi bea apă în locul acesta, căci iată ce poruncă mi-a fost dată prin cuvântul Domnului: să nu mănânci pâine, nici să bei apă, și nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce. El a plecat pe un alt drum și nu s-a întors pe drumul pe care venise la Betel. Până aici, totul împlinit, totul ascultat. A mai fost o anexă pe care o citim din versetul 4 și 6. Când a auzit împăratul cuvântul pe care îl strigase omului Dumnezeu împotriva altarului din Betel, a întins mâna de pe altar zicând: prindeți-l! Și mâna pe care o întinsese Ieroboam împotriva lui s-a uscat și n-a putut să o întoarcă înapoi. Versetul 6. Atunci împăratul a luat cuvântul și a zis omului Dumnezeu: roagă-te Domnului Dumnezeului tău și cere să-mi pot trage mâna înapoi. Omului Dumnezeu s-a rugat Domnului și împăratul a putut să-și tragă mâna înapoi, care s-a făcut sănătoasă ca mai înainte. Două mărturii, două semne au fost date. Inima împăratului, în loc să fie furioasă ca și atunci când a zis prindeți-l, s-a moiat și a vrut să îi dea un dar și să îl îngrijească pe rol de gazdă. Tot în aceea vreme, citim de la versetul 11 despre celălalt proroc localnic din Betel. Dar, dea Domnul, nu din Betelul nostru să fie așa ceva. Locuia acolo un proroc bătrân. Fiii săi au venit și i-au istorisit toate lucrurile pe care le făcuse omului Dumnezeu la Betel. Probabil fuseseră copiii de față sau se zvonise imediat. Și cuvintele pe care le spusese împăratului. După ce au istorisit tatălui lor toate, el le-a zis: pe ce drum a plecat? Fiii săi văzuseră pe ce drum plecase omului Dumnezeu care venise din Iuda. Și a zis fiilor săi: puneți în șaua pe măgar. I-au pus șaua pe măgar și a încălecat pe el. S-a dus după omului Dumnezeu și l-a găsit stând sub un stejar și i-a zis: tu ești omului Dumnezeu care a venit din Iuda? El a răspuns: eu sunt. Atunci el a zis: vino cu mine acasă și să iei ceva să mănânci. Dar el a răspuns: nu pot nici să mă întorc cu tine, nici să intru la tine. Nu voi mânca pâine și nici nu voi bea apă cu tine în locul acesta. Căci mi s-a spus prin cuvântul Domnului: să nu mănânci pâine, nici să nu bei apă acolo,
și nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce. Și el a zis, prorocul bătrân localnic, și eu sunt proroc ca tine. Și un înger mi-a vorbit din partea Domnului și mi-a zis, adu-l acasă cu tine, ca să mănânce pâine și să bea apă. Îl mințea. Prorocul din Betel a înscenat un mesaj. L-a ispitit pe prorocul Musafir, care s-a întors călcându-și consemnul, condiția lui. Citim în continuare de la 20. Pe când stăteau ei la masă, cuvântul Domnului a vorbit prorocului care l-a dusese înapoi, gazdei. Și el a strigat omului Dumnezeu care venise din Iuda. Așa vorbește Domnul. Pentru că n-ai ascultat porunca Domnului și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău, pentru că te-ai întors și ai mâncat pâine și ai băut apă în locul despre care spusese să nu mănânci pâine și să nu bei apă acolo, trupul tău mort nu va intra în mormântul părinților tăi. Și după ce a mâncat pâine și a băut apă, prorocul pe care îl întorsese i-a pus sau pe măgar, omul lui Dumnezeu a plecat și a fost întâlnit pe drum de un leu care l-a omorât. Trupul lui mort era întins pe drum, măgarul a rămas lângă el și leul stătea și el lângă trup. Și niște oameni care treceau pe acolo au văzut trupul întins în drum și leul stând lângă trup și au spus lucrul acesta la venirea lor în cetatea în care locuia prorocul cel bătrân. Când a auzit lucrul acesta, prorocul care întorsese de pe drum pe omul lui Dumnezeu a zis, este omul lui Dumnezeu care n-a ascultat de porunca Domnului și Domnul l-a dat în ghearele leului care l-a sfâșiat și l-a omorât după cuvântul pe care îl spusese Domnul. Și este prezentat aici și înmormântarea și regretele. Le citim că sunt câteva versete. Apoi, îndreptându-se către fiii săi, a zis, puneți-l șaua pe măgar. Au pus șaua pe măgar și el a plecat. A găsit trupul întins în drum și măgarul și leul stând lângă trup. Leul nu mâncase trupul și nu sfâșiase pe măgar. Prorocul a ridicat trupul omului Dumnezeu, l-a pus pe măgar și l-a adus înapoi și prorocul bătrân s-a întors în cetate să-l jălească și să-l îngroape. L-a pus trupul în mormânt și i-au jălit zicând, vai frate! După ce l-a îngropat, a zis fiilor săi, când voi muri, să mă îngropați în mormântul în care este îngropat omului Dumnezeu, să-mi puneți oasele lângă oasele lui, că se va împlini cuvântul pe care l-a strigat el din partea Domnului împotriva altarului din Betel și împotriva tuturor capiștilor de înălțim din cetățile Samariei. Amin. O imagine foarte controversată, dar sincer să fim, și în vremea noastră sunt prorocii care în jurul unor evenimente dau foarte multe controverse. Am citit ca să ne familiarizăm cu scena. Și acum vreau să zăbovim asupra unor principii. Primul dintre ele, trimiterea. În versetul 1 am citit, dar iată că un om al lui Dumnezeu a venit la Betel trimis de cuvântul Domnului. O astfel de trimitere, în mod special pentru proroci sau generalizat pentru cine are de făcut o lucrare, este dotarea cu o dorință și o putere. Spune Apostolul Pavel Romanilor în epistolă, în capitolul 1, și eu am o vie dorință să vin la Roma și doresc să vin să vă dau vreun dar duhovnicesc. În mod normal, natural, când Domnul trimite pe cineva, îi dăruiește dorința să facă lucrarea aceasta, sau cum spune în Filipeni, voința și înfăptuirea. Dar gândiți-vă la cazul de față. Trimiterea aceasta a fost ca o trimitere pe front, nu ca o trimitere la plimbare. Știți ce s-a întâmplat în versetul 4? Să mergi și încă dacă ar fi ajuns într-un moment mai lejer, așa, mai după servici,
Dar a ajuns exact când era împăratul acolo. Și el și-a executat misiunea. Și împăratul a spus, prindeți-l, prindeți-l. Apoi, mai târziu putem să sesizăm acest aspect. Versetul 8. Împăratul a provocat să mănânce, să-i dea un dar. A spus, nu-i voi. Și el a trebuit să rămână credincios trimiterii sale. Spune Pavel la un moment dat în 1 Corinteni 9, versetele 15 la 17. Și nimeni nu vreau să înrăpească dreptul acesta de laudă, zice el, potrivit cu trimiterea lui de a vesti Evanghelia. Dar el continuă spunând, și chiar dacă o vestesc de silă, este o lucrare care mi-a fost încredințată. Prorocii de regulă sunt trimiși acolo unde sunt probleme. Numai în situații bune e chemat prorocul. Numai oameni neprihăniți ca David cheamă prorocul să-l întrebe ce să fac. Dar unde e păcat, nu-l cheamă nimeni pe proroc. Mai cum seamă când știe că prorocul este ca și în cazul relației Ahab-Mica. Nu-l chem, că învestește numai rău. Și atunci trebuie să aibă prorocul trimiterea când nu-i chemare. Dar trimiterea aceasta, amintiți-vă de cazul Iona, nu este ieftină. Iona a vrut să plece la plimbare, că trimiterea cu mesaj e o trimitere pe front, nu la plimbare. I s-a dat la loc comanda, a fost spălat bine și tot a trebuit să meargă. Știți, și după îndeplinirea mesajului a ajuns la periferia orașului, cât de tare se lamenta el că Dumnezeu va proceda ca atare. Dar fericii de cei care își înțeleg trimiterea și vor spune, cum spunea Domnul anticipat în Psalmul 40, iată-mă că vin. În sulul cărții este scris despre mine, vin sau vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Și Domnul să-i ajute pe cei trimiși. Că cei trimiși vor fi odată chemați de Domnul. Mai întâi chemarea la pocăință, trimiterea în lucrare și apoi chemarea când le va spune, vin o slugă bun. Un alt aspect. Sunt prorocii. Ne vom uita la cea de față. Care este conținutul unei prorocii? Ce trebuie să conțină de fapt o prorocie? Să o citim că e scurt, în versetul 2. Altarule, altarule, așa vorbește Domnul, iată că se va naște un fiu casei lui David, numele lui va fi Iosie, el va junghea pe tine pe preoții înălțimilor care ar tămâie și pe tine se vor arde o seminte omenești. Împlinirea acestei prorocii, relatată în 2 Cronici 23, a fost o reformă spirituală. De fapt, scopul prorociilor aici trebuie să țintească. La reforma spirituală, la zidire. Și acum argumentăm aceasta. 1 Corinteni 14, în plan nou testamental, misiunea prorociei în biserică. 14 cu 3 și 4. Cine prorocește? Dimpotrivă, vorbește oamenilor și prima spre zidire. În plan secund este sfătuirea, când mergi să ceri un sfat de la Domnul, și în plan terțiar este mângăierea. Și ordinea aceasta este importantă. E vorba de, spune versetul 4, zidirea bisericii. Apoi citim în Ieremia, capitolul 1, când Dumnezeu i-a spus acestui om care este conținutul fundamental al lucrării de prorocie. 1 cu 9 și 10. Apoi Domnul și-a întins mâna și mi-a atins gura și l-a făcut proroc. Și Domnul mi-a zis, iată, pun cuvintele mele în gura ta.
Iată, astăzi te pun peste neamuri și peste împărății, ca să smulgi și să tai, să dărâm și să nimicești, să zidești și să sădești. Nu se putea zidi altarul Domnului până mai întâi nu se dărâma altarul acesta stricat. Prorocia are ca scop fundamental zidirea, reformularea lucrurilor dacă sunt eronate, dărâmarea celor vechi, smulgerea celor rele, zidirea și plantarea lucrurilor bune. Darul prorociei nu este pe rol de ghicitorie. Ghicitoria în plan biblic este socotită negativă. Că Dumnezeu prin proroc descoperă taine și spune niște lucruri viitoare, este un aspect secundar. Aspectul fundamental al prorociei este să dea spiritualitate bisericii, să o zidească sufletește spre mântuire. Apoi, prorocia nu este pentru evidențierea meritelor cuiva și pentru laudă. Dintr-un simplu motiv, că n-a venit vremea răsplății. Spune în Isaia 61, în ziua aceea veți avea îndoită cinste. Spune Pavel, 2 Timotei 4:8, cununa pe care mi-a dat Domnul și apare cu ghilimele în Biblia noastră, în ziua aceea. Deci, un proroc adevărat, o prorocie bună, nu va îndrepta oamenii doar spre o formă de ghicitorie, să-i descopere Domnul ce să facă el în acțiunile lui. Asta e în plan secund dacă o face Domnul. Primul rând, va lucra la zidirea spirituală a celor în cauză. Și de asemenea să ne așteptăm de la prorocie evidențieri, pentru că astea sunt păstrate pentru vremea lor. Un alt punct, semnele. Am citit în versetul 3 despre acel semn că altarul s-a desficat. Și se obișnuiește și astăzi în mesajele profetice să dea semne. Semne că se va visa cineva un vis, că știu eu multe, multe și alte. Semnele trebuie să fie reprezentative, adică semnul a fost legat de prorocie. Prorocia a fost pentru altar și semnul a fost că altarul se despică. Dacă prorocia era pentru altar și semnul era, să zic, într-un alt domeniu, exista umbră de îndoială. Nu era reprezentativ. Vă amintesc și alte situații din Biblie să înțelegem. În Exod capitolul 3 este chemat Moise de Dumnezeu în lucrarea de eliberare a Israelului din Egipt și conducere spre Țara Sfântă. Și îi se dă un semn. 3:12. Dumnezeu a zis: eu voi fi negreșit cu tine și iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. După ce vei scoate pe popor din Egipt, veți sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Nu știu exact în întregime ce conotație avea asta pentru Moise. În ce fel Dumnezeu a legat muntele chemării lui de slujirea care avea să se facă apoi cu Israelul în pustie. Nu știu exact cât de puternică rezonanță avea în viața lui Moise, dar oricum semnul trebuie să aibă, dacă e semn, o însemnătate. Să fie cu adevărat simbolic. O altă situație, 1 Samuel capitolul 2. Versetul 34. E vorba de un om al lui Dumnezeu, din nou nu-i dat cu numele, care s-a dus la preotul Eli și i-a adus un mesaj dur din partea Domnului, potrivit cu starea lor. 1 Samuel 2:34.
Și iată semnul celor ce se vor întâmpla celor doi fii ai tăi, Hofni și Finias. Amândoi vor muri într-o zi. A fost foarte reprezentativ semnul. Pentru că amândoi aveau aceleași păcate. Amândoi făceau aceeași slujbă. Dumnezeu și-a rostit sentința deodată. Și un semn mai greu de suportat, întâlnim în Ezechiel 24, este mai reprezentativ. Dumnezeu folosește aceste simboluri cu ocazia mesajelor. Și de aceea, vom aminti mai târziu, Biblia, în dreptul prorociei, dă voie să analizezi. Analizați semnul. Ezechiel 24, de la versetul 16. Fiul omului, iată, îți voi răpi printr-o lovitură ce ți-e mai scump în ochi, dar să nu te jălești, nici să nu plângi și să nu scurgă lacrimile pentru ea. Suspină în tăcere, dar nu plânge ca la morți. Versetul 18. Vorbisem poporului dimineața și seara mi-a murit soția. A doua zi dimineața am făcut cum mi se poruncise. Versetul 24. Ezechiel va fi un semn pentru voi. Veți face întocmai cum a făcut el. I-a murit soția, ca semnul să fie foarte reprezentativ, căci Israel, în calitate spirituală de soție a lui Dumnezeu, își va pierde identitate. Ce greu a suportat prorocul semnul acesta. Pentru că, într-un fel, semnul trebuie să-l trăiască și prorocul și cel pentru care e prorocia. Să-i lege semnul acesta. Un alt aspect, puterea de ispită a prorociilor mincinoase. Întorcându-ne din nou la 1 Împărați 13, citim de la versetul 7. Împăratul a zis omului Dumnezeu: intră cu mine în casă, ie ceva mâncare și îți voi da un dar. A cedat prorocul? Nu. La insistențele împăratului, la invitația oficială a șefului statului, n-a cedat. Și acum citesc de la versetul 15. El plecase înapoi flămând, cum i-a zis Dumnezeu, și se odihnea sub copac. Și la versetul 15 a venit prorocul acela care îl mințea din Betel. Vino cu mine acasă ca să iei ceva să mănânci. Dar răspuns, nu mă întorc. Deci, să nu credem că el nu s-a întors înapoi, că s-a temut de împărat. Vorba celor din Egipt, a fraților Iosif, ne bagă înăuntru să ne ia măgare. L-a chemat acesta, prietenește, hai înapoi să mănânci. Nu discut, nu mă întorc. Și acum rețineți șocul și modificarea care a apărut. Versetul 18. Și el a zis, și eu sunt proroc ca tine. Și un înger mi-a vorbit, adu-l acasă. Versetul 19. Omul Dumnezeu s-a întors. Vedeți ce impact puternic are o prorocie mincinoasă? E mai puternică decât glasul unui împărat? Mai puternică decât glasul unui prieten? Și-a spus că e prorocie? Gata. Execută întocmai. Șocul acesta. Eu aș îndrăzni să spun că sunt mulți care ascultă mai tare de prorocie decât de Biblie, nu doar de un om sau de împărat. Dar dacă prorocia este, cum scrie aici, îl mințea. Ce impact puternic a avut. Și duhul acesta de minciună are un efect și asupra prorocilor și asupra poporului. Cunoașteți cazul cu Ahab, când a fost împreună cu Iosafat și au chemat aceile sute de proroci. Cum un duc de minciună, citim la 1 Împărați 22, s-a înfățișat înaintea Domnului și a spus, izbutesc. Și însuși Dumnezeu a recunoscut că se poate. Adică a apreciat, chiar dacă în sens negativ, puterea de efect a unei prorocii.
1 Împărați 22 cu versetul 22. Domnul a zis, cum? Voi ieși și voi fi un duc de minciună în gura tuturor. Îi vei amăgi și îi vei atinge ținta. Ieși și fă așa. Și s-a atins. Chiar efectul asupra poporului este puternic și voi citi doar dintr-un singur loc, Ieremia 29. Și asta mai cu seamă când ți se prorocește ceva pe plac. Că dacă e o prorocie mincinoasă și prorocește ce nu-ți place, poate că nu ți-i condea. Dar dacă de cum va face priză la plăcerea ta sau la sentimentul sau la voința ta, ești gata. Și de regulă diavolul știe ce să-ți prorocească. Gândiți-vă, era flământ și o prorocit, hai și mâncă. Ieremia 29:8. Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Nu vă lăsați să măjiți de prorocii voștri care sunt în mijlocul vostru, nici de ghicitorii voștri, n-ascultați nici de visătorii voștri a căror visuri voi le pricinuiți. Căci ei vă prorocesc minciuni în numele meu, eu nu i-am trimis. Știți ce proroceau aici? Ajunsese robi în Babilon. Și Ieremia și Ezechiel proroceau, stați acolo, zidiți case că e de stat. Dar prorocii ăștia mincinoși ziceau, nu, ne întoarcem înapoi în Țara Sfântă. Și cum lor inima le tângea după Israel, asta a făcut priză la ei. Și mai degrabă i-au crezut pe cei mincinoși, pentru că era ceva favorabil gândirii lor, pornirilor lor. De aceea aminteam noi la o predică într-o duminică seară, că prorocia mincinoasă la om păcătos face grozav priză. Că îl prinde într-o postură slabă. După cum prorocia bună la omul păcătos nu prinde, că dacă îl pui să facă păcate, asta nu îl tentează, și invers. Deci, Domnul să ne păzească de puterea de ispită a prorociilor mincinoase. Un alt principiu. Posibilitatea prorociilor alternative. Adică, de la același proroc, să auzi o prorocie bună și una rea. Una adevărată și una mincinoasă. Ca și în cazul mi-a vorbit din partea Domnului și mi-a zis, adu-l acasă cu tine ca să mănânce pâine și să bea apă. Gândiți-vă să spună cineva că un înger i-a spus. Și apoi, versetul 21, și el a strigat pe când mâncau omului Dumnezeu care venise de Iuda, așa vorbește Domnul, pentru că n-ai ascultat, știți continuarea, vei fi lovit pe drum și vei muri. Una rea, una bună. Spunea Pavel la modul general despre Evanghelie în Galateni 1, că și chiar dacă vine un înger cu alte evanghelie, și ce ușor îl primiți, măcar că recomandarea lui era atât de clară, să nu fie primit. Este puțin mai greu de conceput cum se poate să prorocească un om care nu e omul lui Dumnezeu și totuși să prorocească Dumnezeu prin el. Dar eu citesc din Ioan 11 și în mod sigur veți recunoaște că și Caiafa n-a fost omul lui Dumnezeu. Ioan 11 cu versetul 49. Unul din ei, din mari preoți, numit Caiafa, mare preot, a zis, voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru noroc și să nu piară tot neamul? Dar lucrul acesta nu l-a spus despre el. Nu l-a spus de la el, iertați-mă. Ci, fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Vă las să admiteți că a prorocit indirect, nu că l-a folosit Dumnezeu. Dar mai citesc un pasaj biblic, 2 Cronici 35. Un împărat pe nume Iosia, acela despre care s-a prorocit că va face reformă în Țara Sfântă, a fost un om deosebit, dar la un moment dat a făcut o greșeală. Datorită unor alianțe militare,
2 Cronici 35, de la versetul 20, a ieșit în fața împăratului Egiptului, faraon Neco, cu armata și spune de la 21 că acesta i-a trimis Sol să-i spună: ce am eu cu tine, împăratul Iuda? Nu împotriva ta vin astăzi, ci împotriva unei case cu care sunt în război. Și Dumnezeu mi-a zis să mă grăbesc, nu te împotrivi lui Dumnezeu care este cu mine, ca să nu te nimicesc. Versetul 22. Dar Iosia nu s-a întors de la el, ci și-a schimbat hainele ca să lupte împotriva lui, fără să asculte cuvintele lui Neco, care veneau din gura lui Dumnezeu. Dar nu credeți că faraon era omul lui Dumnezeu, cât și că trăia cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu l-a folosit în acea situație limită pentru transmiterea unui mesaj cu nuanță profetică. La fel a fost situația din Betel. Spune Biblia în Iacov, capitolul 3, unde se tratează problema vorbirii, și prorocia este o vorbire la nivel înalt, un mesaj din partea lui Dumnezeu. Iacov 3. Versetul 9 la 11. Vorbind despre limbă, cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Întrebare ar putea fi: din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul, aici e confirmarea. Nu trebuie să fie așa, frații mei, și acum întreabă: oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Rețineți diferența. Noi nu suntem izvorul, noi suntem găleata. Aici spune, și noi o tratăm în caz profetic, nu de la Dumnezeu vine o prorocie bună și una rea. Dar eu cu găleata pot să o pun la izvorul bun sau la izvorul rău. După cum și cu gura pot să fac o lucrare bună și una rea. De aceea Biblia nu doar recomandă ca prorociile să fie cercetate, trece ca o obligativitate, pentru că există posibilitatea unor altfel de situații care pot fi înșelătoare. De aceea Biblia spune să prorocească doi sau trei și ceilalți să judece. Nu stingem Duhul, nu Tesaloniceni 5:19, nu disprețuim prorociile, dar cercetăm toate, și în astea toate intră și prorociile. Ca să putem distinge dacă avem de-a face cu un om al lui Dumnezeu sau omul acela al lui Dumnezeu a deraiat, poate tot sub influența unui om deraiat și el care își permite să vorbească în numele Domnului. Există posibilitatea să vorbească Dumnezeu printr-un păgân, dacă vreți, dar asta nu îl califică că el este omul lui Dumnezeu. Asta nu îl califică să-l promovăm noi în lucrare și să-l socotim ca și proroc al bisericii. Și un ultim gând, tot pentru a depista că e foarte sensibil domeniul acesta, diferențe tot de aici din text între prorociile adevărate și cele false. În versetul 1 am citit că prorocul lui Dumnezeu a sosit tocmai când se aducea jertfa și chiar de împărat. Ce moment special a surprins! Se mai producea minunea cu împăratul? Păi nu! Că el, cum nu a mâncat, pleca imediat înapoi. Dar uitați-vă la celălalt. Citim versetul 14. S-a dus după omul lui Dumnezeu, l-a găsit sub un stejar și i-a zis: tu ești omul lui Dumnezeu. Dacă era el prorocul lui Dumnezeu, păi avea lumină din partea Domnului. Dar era mers așa pe bâșbuite. Unul sosește la fix, celălalt îl găsește, dar nici când îl găsește nu-i sigur. Tu ești sau... Astea nu-s cuvinte proroc. Tu ești sau nu ești tu? Al prorocul cu ochii închiși și a venit nevasta lui Roboam, echipată altfel la un om orb, și a spus:
Știu cum te cheamă. Și asta trebuie să-l legitimeze. Că nu știe cum îl cheamă. Cum a prezentat cineva o falsă răpire. Că s-a dus în cer și dinăuntru a întrebat tipurile un mai mare al cerului. Cine-i? Ca și cum Dumnezeu nu știe cine-i după ușă. Un proroc mincinos nu știe, trebuie să întrebe. Una a doua diferență. Vă spuneam că a sosit la fix. Și Dumnezeu l-a trimis și a versul 20, acea prorocie de la masă care a venit în partea Domnului. A fost așa spontană. Pe când prorocia falsă, priviți cum a fost, versul 11. Au venit copiii, i-au spus la tata că ce-a fost. Și întreabă versetul 12. Pe ce drum a plecat? O prorocie falsă are informații culese pe cale naturală. Este unul prin țară, l-am întâlnit, care le spune la oameni numele. Dar la unii le-au spus numele după ce în hol s-a uitat în cuier, în haine, cum îi cheamă din buletin. Da. Proroși falsi care se folosesc de informații subtile, așa, scurse, pe undeva, ca să dea dovadă că Dumnezeu i-a trimis într-o lucrare. Lucrarea Domnului este spontană, este directă din partea Domnului, iar cea falsă se folosește de diferite tehnici și tactici de ordin uman. Este ceva asemănător cu ce spune Pavel în Corinteni, cu o propovăduire care vine de la Domnul dată de o dovadă de Duhul și de putere, iar cealaltă folosește niște chestiuni umane, ce nu o înțelepciune de datină omenească. Am auzit un lucru care m-a întristat zilele acestea și l-am citit și într-o revistă, iar aceeași idee. Și spunea, de ce să nu împrumutăm tehnicile oamenilor din lumea aceasta? Sau cineva spunea, dacă oamenii fac așa desene animate, de ce să nu facem și noi scenete să rivalizăm? Păi, și lucrarea lui Dumnezeu nu se folosește de informații din acestea culese pe cale umană. Ia Domnului! O altă diferență. Versul 3. I-a dat un semn. Semnul s-a împlinit. Dar prorocul mincinos a venit cu un cuvânt care încălca, nu semnul, consemnul. Știți care era consemnul? Să nu mănânci. Și el a zis, nu, Domnul a zis că poți să vii să mănânci. Nu, Domnul, un înger al Domnului. Uite și spre versul 9. Căci atât ce poruncă mi-a fost dată prin cuvântul Domnului. Și acum atâtea cuvinte ale prorocilor deja au valoare de Biblie, sunt infailibile. Nu doar că a fost canonizată de oameni, dar a fost de Domnul Iisus confirmat Vechiul Testament din care vorbim. Deci o prorocie adevărată are semnele ei distincte, pe când cea falsă n-are toate punctele de sprijin în picioare și va avea puncte unei contrare cuvântului, unde e contrară cu alte mesaje care au venit de la Domnul. Are undeva un punct unde nu potrivește. Ori cu cuvântul, ori cu celelalte mesaje care le-a avut de la Domnul. Și de aceea trebuie să judeci în situații ca acestea. Care e bună, care nu e bună. Nu se potrivește. Se resping una pe cealaltă. Amintiți-vă când prorocul Ieremia era în contra și invers cu prorocul Hanania. Unul spunea, Domnul rupe jugul, celălalt nu rupe jugul. Au puncte contrare. Și acum un alt aspect care aș vrea să-l putem prinde. În versetul 2 dă o sentință foarte dură. Se vor arde aici o seminte omenește. Cum jertfe umane, să fie asta o prorocie de la Domnul, atât de dură? Versul 6. Mâna împăratului a rămas uscată. Nu-i prorocul așa dur, că dacă era așa dur, sau dacă ar fi așa sadic cuvântul Domnului, l-ar fi lăsat pe împărat cu mâna întinsă și ar fi zâmbit. Hai, că ți-ajunge una, să-ți spectru să domnești.
S-a rugat pentru el. Dar uitați-vă ce diferență la celălalt proroc. Era un sufletist. Și cu asta suntem duși noi în eroare la prorocii false. Așa, pe bază de sufletism. Hai că n-ai mâncat, hai să mănânci. Dar cum să nu îngăduim? Că nu mai poate sta așa, trebuie să recăsătorească. Și zici că el așa e plin de milă. Un proroc fals și dă o proroșie așa dulceagă. Și celălalt proroc al Domnului, aparent este dur. Nu-i dur, că dacă era dur și rău, nu se ruga să vindece. Poftim cât a fost de dulce ăsta, i-a dat să mănânce. Ultima mâncare. Și uitați-vă versetul care e important în ideea asta, versetul 30. L-a pus trupul lui în mormânt și l-au jerit zicând, vai frate. Acum spui, vai frate. Dar să mănânce, l-a plâns. Și sunt proști din aceștia. Merge câte unul păcătos și așa spune, așa m-a mângâiat. Da, te-a legănat. Te-a legănat ca să te adormă să mori. Te-a legănat ca Dalila. Ca să-ți dea ultima injecție. Pe când o adevărată prorocie este curată. Dumnezeu este plin de milă, dar o milă în curăție, o mână de medic care nu te mângâie până nu te taie. Te taie, curățește și apoi te mângâie. Dumnezeu nu zidește până nu smulge întâi, până nu dărâmă. Dar o prorocie falsă te zidește așa. Cum zicem proroci? Te încuim cu Ipsos, o căzut și te cărămiți, spune altele. Se duce cu Ipsos, cu cărămiți cu tot. Nu rămâne nimic. Este o diferență între prorocii. Vreau să recapitulăm și să încheiem. Într-o situație în care sunt mulți proroci, este foarte important ca unii să fie gata să-și asume rolul, să-i trimită Domnul, nu neapărat într-o altă localitate, dacă este cazul și asta, și în altă țară, dacă este cazul. Dacă sunt oameni care nu te cheamă, că ei nu agrează lucrarea Domnului, să fii gata să te trimită Domnul, sau cel puțin să-ți dea un mesaj care să-l transmiți telefonic. Să fii gata. E o responsabilitate. Conținutul, al doilea gând, conținutul unei prorocii nu se axează nici pe ghicitorie, nici pe laude. Conținutul prorociei trebuie să te reformeze spiritual, să te apropie Dumnezeu, să te pună în picioare, să-ți umble la viața ta spirituală. Nu doar în problemele tale pământești să spună dacă să închei o afacere sau să nu o închei. Asta e o chestiune secundă. Asta e misiunea prorocilor întâi, spiritual. Apoi, semnele trebuie să fie reprezentative în legătură cu prorocul și cu omul căruia îi se potrivește, ca să aibă rezonanța necesară, să dea dovadă, ajută la credință, la stabilire, la sedimentarea lucrului. Apoi, nu uitați cât de puternică este ispita unei prorocii mincinoase. Întrece darurile, întrece un limbaj prietenesc, întrece o poruncă împărătească. Mai cu seamă la cei care sunt obișnuiți cu prorocii într-un mediu în care se uzează de așa ceva. Nu uitați că există posibilitatea unor prorocii alternative, le-am numit eu. Însă, la oamenii Dumnezeu așa ceva nu există. Numai la proroci care au ei problemelor pe care nu le abordăm în seara aceasta. Rețineți diferența dintre omul curat care face curățenie spirituală și omul doar sufletist, care îți dă să mănânci și după ce mor te jălește. Rețineți diferența aceasta de idei care se produce, se bat cap în cap, o prorocie bună cu una falsă. Și închei cu două gânduri scurte. În versetul 21 a cerut prorocul acela mincinos, sau care a mințit, următoarele în 31. Când voi muri, să mă îngropați în mormântul care este îngropat omului Dumnezeu. Și acum expresia. Să-mi puneți oasele lângă oasele lui. Știți că dincolo îi pachetează potrivit după cum au fost aranjați aici. Și dacă bogatul a fost de o parte și Lazar de cealaltă, pe așa îi pune. Ei, prorocii ăștia mincinoși, ar vrea să le punem oasele și prorociile la un loc.
Nu le puneți nici oasele, nici prorocile la un loc. Chiar pentru asta am părtășit aceste gânduri, să le putem separa. Că nu sunt toate moaște sfinte. Unele sfinte, celelalte nu. Și de asemenea, scrie aici în versetul 13, a zis fiilor săi, puneți-ne șaua pe măgar. Și în versetul 27, apoi îndreptându-se către fiii săi, a zis, puneți-ne șaua pe măgar. Probabil era bătrân sau era comod, nu știu. Nu mai pune șaua pe măgar la proroci ăștia. Lasă-i să meargă pe jos, că poate merg mai puțin. Nu le mai facilitați vehicularea acestor prorocii. Am întâlnit cândva pe unul care s-a abonat a fi șoferul unui om care nu era omul lui Dumnezeu. Și eu n-am studiat. Și mă plătește și gata. Dar ți este tot una? Nu mai pune șaua pe măgar să meargă un astfel de om. Ce bine era dacă stătea acasă? Bine era nici dacă nu-i spuneau fiii lui. Spus, tată, hai să-ți admitem că ei au spus cu gând bun, uite ce se va întâmpla. Dar uite cum a luat-o el. De aceea, Domnul să ne ajute să nu le punem oasele și prorociile la un loc și nici să nu le punem șaua pe măgar, să nu le dăm concurs, să nu le dai ajutor. Spune Ioan, nu le zice bun venit. Nu te face părtaș faptelor lor rele, că la prorocii rele sunt și fapte rele. Așa a fost gândul de început. Pentru că vom fi responsabili într-o zi. Cât de sensibile sunt lucrurile acestea. Doar Dumnezeu ne poate lumina. Dacă nu ne luminează Dumnezeu pe fiecare în parte, degeaba spun eu din afară despre cineva este un proroc mincinos. Chiar aici era un mesaj. Că nu suntem nici noi cruțați în zona aceasta a Radului de astfel de lucruri. Și era un mesaj din partea Domnului că dacă se încearcă, așa ca și cum v-aș spune la rece, ăștia-s mincinoși, nu se crede. Trebuie tu să ajungi, să măsori, să judeci, să cercetezi. Uneori mai trebuie să dai o capul de piatră. Să consta singur, să vezi tu, să spune eu cu tare prog mincinos. Să vezi tu realitatea. Să ajungi să-ți dai seama singur că dacă nu mă spun că ăsta e mincinos și tu nu-i cunoști care e bun și care e rău, la fiecare care e rău trebuie să-i spun și ăsta îi. Dacă tu știi după caracteristici care e bun și care e rău, nu mai trebuie să spun eu. Și dacă te duci de aici, eu sau altul, nu neapărat eu, tu îi știi măsura singur. Nu doar că ți-i spun eu pe nume. Și de asemenea, că altfel cădem în extrem, ori îi acceptăm pe toți, ori nu îi acceptăm nici pe unul. Deci ia Domnul să ridice proroci oamenii săi care să își respecte condițiile lor profetice, să nu ajungă să moară, să nu fie înșelați și să vedem în toate acestea lucrarea Domnului. Amin. Fratele Eugen va continua.